Ce disciplină ți-a plăcut ție cel mai mult din ce ai făcut până acum? Saltau. Hula Hoop Kids. Hula Hoop Kids. De ce ți-a plăcut această disciplină? Îmi place foarte mult să sar. Și mi-au plăcut foarte mult și antrenamentele. Dar într-o parte, în alta, în stânga, în dreapta, sus, jos. Este foarte distractiv. Ai venit la sală? Da, aș veni cu mare plăcere. Chiar mi-ar plăcea să vin. De ce? Pentru că e ceva neobișnuit. Nu este cum sunt la celelalte săli de sport. În mod normal, la celelalte te plimbi pe bandă, pe bicicletă. Deci nu faci nimic interesant. Aici ai activitate. Deci faci mereu câte ceva, nu stai deloc pe loc. Cum ți se par antrenorii? Foarte drăguți. Și chiar te pricep. Deci foarte drăguți și te pricep. Ce disciplină ți-a plăcut dintre cele prezentate până acum? Cea de bodybuilding, de kettlebell. De ce? Tonifică mușchii, de relaxează și corpul. Ai venit la sală? Cum? Da. De ce? Din cum se vede, nu prea am pe mine și vreau să pun. Le-ai recomandat și prietenilor tăi? Sigur. De ce și ce disciplină? În primul rând sunt oamenii profesioniști și toate, chiar și cele de power up, de power pump, de oricare dintre ele. De unde ai aflat de acest eveniment? Prieten, mail, mai multe, nu știu, mai multe surse. Ai fost până acum la două antrenamente, la două discipline diferite. Care ți-a plăcut cel mai mult? Cea bazată pe bazele tehnice ale luptelor. Urban Warrior? Da. De ce ți-a plăcut această disciplină? Îți oferă o siguranță, o relaxare mentală și combină în același timp și forța. Ai venit la sală? O să merg. De ce? Îmi place foarte mult să fac exerciții și trebuie să-ți menții corpul în perfectă stare de funcționare. Le-ai recomandat și altora să vină la această sală? Da, bineînțeles. E ceva mai diferit față de celelalte săli și merită încercat. Merită ca să te pui în formă. Cum ți se par antrenorii? Destul de atenți cu personalul cu care lucrează. Asta e cel mai important. Ce te ocupi? În vânzări lucrez. Da, cu plăcere. Ce disciplină ți-a plăcut dintre cele pe care le-ai văzut până acum și le-ai practicat? Până acum mi-a plăcut a doua disciplină în care am practicat-o cu băieții, da. Mi s-a părut foarte activă, consumă foarte multe calorii, în același timp întărește musculatura foarte bine și pentru cei care sunt mai slăbuți așa tonifică extrem de bine. Ai venit la sală să practici Urban Warrior, că tot ți-a plăcut? Da, cu siguranță aș veni, pentru că nu am mai întâlnit acest gen până acum. Și eu fiind o practicantă de sport de când eram mică, iubesc sportul și orice e nou pentru mine e și atractiv. Deci mie mi s-ar potrivi foarte bine. Ce sport ai practicat până acum? Păi eu am început de mică cu un not, după aceea am făcut atletism, am făcut volei, puține karate, basket fac acum la facultate, deci practic am variat. Vă mulțumesc și eu. Cele prezentate până acum? Cea cu greutățile. Kettlebell Advantage? Cum? Kettlebell Advantage? Da. De ce? Mi s-a părut că te fortifică și te face mai rezistent, îți dezvoltă mai bine musculatura. De ce ai ales să vii astăzi aici? Mi se pare un antrenament foarte interesant. În colectiv se poate dezvolta mult mai bine aceste aptitudini. Ai venit la sală? Da, sigur că da. De ce? Dar numai dacă timpul îmi permite, adică să pot să-mi organizez timpul în așa fel încât să pot să ajung. Le-ai recomandat și prietenilor tăi? Da, bineînțeles. Ce disciplină? Bineînțeles că fiecare poate să-și aleagă ceea ce îi se potrivește cel mai bine și atunci trebuie ales varianta cea mai optimă pentru fiecare în parte. De unde ai aflat de acest eveniment? Din presă. Mersi. Știu că ați venit aici special pentru Kettlebell Advantage, cel puțin asta am auzit. De ce? Mi se pare un gen de antrenament bun.
solicită toți mușchii și e puțin diferit de ce am făcut eu până acum, numai sală, greutăți, cabluri și antrenament specific, fitness. E ceva nou și am zis să încerc să văd cum e. Mi-a plăcut, e foarte bun, m-am simțit foarte bine, chiar am transpirat, ceea ce e un lucru bun. Vreți să mai faceți și să vedeți și alte discipline și să le încercați? Aș vrea să încerc și power pump, sau parcă așa se cheamă, nu? Așa, m-am înscris și la aia și după aia la arm wrestling erei. Le-ați recomandat și cunoștințelor dumneavoastră acest muscle maker, aceste discipline sau ce discipline? Da, cel puțin asta, kettlebell, aș recomanda chiar și la începători, de chiar e mai bun decât sala, zic eu, pentru că îmbină cardio cu efortul anaerob. Așa, și chiar și la avansați, ca o variațiune a exercițiilor și a efortului depus. E bun pentru ardere calorii, foarte bun. Ați aflat de acest eveniment organizat de Muscle Maker? Am auzit o reclamă la Radio Zoo și după am intrat pe site și m-am înscris. Mulțumesc!